Bună seara tuturor, vă salut pe toți cu drag. Mă numesc Răzvan Petcu, sunt om de afaceri de la 18 ani și m-am ocupat tot timpul cu business-uri tradiționale. În urmă cu câțiva ani am descoperit industria noastră, industria de network marketing, printr-o pură întâmplare. Ce pot să vă spun este că am urât-o foarte mult pentru că nu am înțeles ce înseamnă industria de network marketing, dar acum vă pot spune cu mâna pe inimă că o iubesc din tot sufletul meu pentru că mi-a oferit stilul de viață la care am visat dintotdeauna. O să vă spun pe scurt povestea Organogold în România pentru că e o poveste foarte frumoasă, foarte interesantă. În urmă cu 2 ani am descoperit această idee de business de la o simplă fotografie pe internet cu cei mai bine plătiți oameni ai acestei industrii și am văzut că în topuri, în primii oameni erau 4 persoane din Organogold și asta m-a pus pe gânduri. M-am gândit cum e posibil ca o companie într-un timp atât de scurt, în 5-6 ani, să ajungă să creeze lideri care câștigă mult mai mult decât alte persoane care sunt în industria asta de 20 de ani, de 30 de ani și poate chiar mai mult. Și atunci am fost acea persoană mai, nu doar sceptică, ci și care face ceva în acest sens și verifică informațiile și am studiat mai mult despre oportunitatea Organogold, am văzut că este vorba despre un produs foarte simplu care este cafeaua, care nu trebuie explicată, care nu necesită niciun fel de explicații, care se termină și cel mai interesant lucru referitor la cafea este acel fapt că deși oamenii nu au nevoie de cafea, totuși oamenii o cumpără cu drag. Și 4 ani înainte de Organo m-am bazat pe un concept care în care existau niște produse și foarte bune de care oamenii aveau nevoie cu adevărat, dar pe care le înțelegeau foarte greu și le cumpărau doar datorită dezvoltării abilităților, skill-urilor de vânzare. Pe când aici conceptul Organo este bazat pe o idee foarte simplă, ideea de produs pe care omul și-l dorește din tot sufletul lui și-l cumpără cu drag. Pentru că sunt câteva lucruri pe care oamenii le cumpără cu drag, nu trebuie să-i determini să facă lucrul ăsta. Asta mi-am dat seama fiind om de afaceri, mi-am dat seama că voi construi o rețea bazată pe consumatori de cafea și asta îmi va asigura mie și cunoștințelor mele și oamenilor din jurul meu acel stil de viață la care am visat tot timpul, pentru că cred că sunteți de acord cu mine că și peste 10 ani și peste 20 de ani oamenii nu vor renunța la obiceiul lui, la obiceiul lor, pentru că obiceiul de a bea cafea este un lucru înrădăcinat în noi, este o idee foarte simplă și am călătorit în Italia, am văzut un sistem care, din punctul meu de vedere, a revoluționat industria noastră pentru că am văzut o idee, un concept revoluționar de coffee club, unde oamenii se întâlnesc, socializează, beau o cafea, se simt bine, se cunosc, creează relații de prietenie, de business și degustă, bineînțeles, produsele, se întâlnesc într-un mod plăcut, non-agresiv, non-combat, nimeni nu-i forțează să cumpere ceva, iar la final află că este vorba și de o idee de business. Pentru cei interesați să vadă business-ul până la capăt, există o prezentare a oportunității, un business meeting unde oamenii vin să înțeleagă planul de marketing și așa mai departe și efectiv este o sită care triază oamenii. Ideea este că noi 2 ani de zile am fost în pre-marketing, am făcut această muncă foarte, foarte grea pentru că produsele veneau după o săptămână, după 2 în cazurile cele mai bune, în cazurile mai puțin bune și după 2 luni. Dar cu toate astea, echipa a rezistat, am creat un leadership foarte puternic în România, avem câțiva parteneri care au crescut foarte mult ca nivel de dezvoltare personală, au devenit niște lideri foarte puternici ale acestei industrii și asta mă bucură de fapt cel mai mult pentru că am creat o echipă minunată, pentru că produsul este foarte bun, compania este foarte stabilă, este serioasă, este în creștere, în expansiune, dar cel mai important lucru într-o afacere de network marketing este leadership. Pentru că afacerea de network marketing nu vorbește despre a construi o afacere de network marketing, ci vorbește despre a deține o afacere de network marketing pe termen lung. Și doar leadership-ul va putea să facă acest lucru. Am văzut sistemul în Italia, am venit cu business în România, au fost 2 ani foarte grei pe care i-am pornit din living-ul meu cu câteva persoane, iar acum, în momentul de față, organizația noastră rulează peste 140-150 de mii de euro în fiecare lună cu cafea Organo. Și există peste 5.000 de distribuitori în 22 de țări în structura pe care noi am creat-o cu 24 de persoane pe care eu le-am pornit în mod direct. Dar știți cum e, toată lumea bea cafea, toată lumea bea ceai, ciocolată caldă, peste tot în lume și de la un anumit moment nici nu mai poți opri business-ul tău, chiar dacă tu ai vrea să faci lucrul ăsta, este aproape imposibil.
Pe data de 11 octombrie a avut loc deschiderea oficială a companiei Organogold și a fost cea mai mare satisfacție pentru noi, pentru munca pe care am depus-o, pentru că nu a fost un lucru ușor, dar știți cum e întotdeauna, lucrurile care cu adevărat contează nu se întâmplă chiar peste noapte. Și mă bucur din tot sufletul că Organo a decis să lanseze piața din România, a înțeles puterea acestui leadership din România și acum toți ochii sunt ațintiți asupra noastră, pentru că există un potențial foarte mare în România și știu că sunt foarte mulți oameni care așteaptă această oportunitate, pentru că pe acest drum, în acești 2 ani de zile au fost și oameni care s-au pierdut pe drum, care de fapt nici n-au început Organogold, pentru că e foarte greu să reziști într-o perioadă de pre-marketing. Iar voi acum, cei care vedeți informația asta, aveți o șansă fantastică pentru că Organo este prezent în România. Așa că eu sunt foarte entuziasmat pentru că Organo a ales și a decis să deschidă piața noastră și consider că pentru fiecare dintre voi este o oportunitate fantastică de a porni acest proiect în cel mai bun moment ever, pentru că nu știu ce știți despre industria asta. Dar după 6 ani de zile, unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles este că într-o piață este foarte important să prinzi acel moment zero, să prinzi acel moment, acel timing, acea sincronizare perfectă, când tu simți că ești omul potrivit, dar să fii cu adevărat la momentul potrivit și bineînțeles să și acționezi. Așa că noi te așteptăm cu drag în echipă, îți urăm mult succes și spor și indiferent care e decizia fiecarei persoane, atunci când vede Organo, eu îl felicit din tot sufletul meu. Pentru că e cea mai bună alegere pe care poate să o facă, pentru că este alegerea lui personală. Așa că vă pup pe toți, vă iubesc și spor în tot ce întreprindeți. One team, one dream!